Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpe, emisiunea de promovare electorală. Astăzi avem ca invitați în studioul Capital TV doi membri PSD, respectiv doamna Natalia Elena Intotero, candidat PSD pentru Camera Deputaților, și în același timp domnul Florin Alba, susținător al listelor pentru sau cu candidați pentru alegerile parlamentare. Domnul Florin Alba este și primar al Comunei Băcia. Să rămânile, bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și vă mulțumim pentru invitație. O veste neplăcută a fost ieri. Președintele Consiliului Județean Hunedoara și în același timp președintele PSD Hunedoara a confirmat pozitiv cu noul coronavirus. Se pare că domnul Nistor deodată se simte bine și este tratat de către medicul de familie acasă. Îi dorim pe această cale atât domnului Nistor cât și celor care au contractat acest virus multă, multă sănătate și multă putere. Da, într-adevăr, dacă îmi permiteți, din păcate, în ultimele zile am avut parte de asemenea vești triste. Foarte mulți prieteni, colegi, cunoștințe care s-au îmbolnăvit de acest virus, un virus extrem de pervers, i-aș spune, pentru că te lovește atunci când nu te aștepți. Și vreau să transmit și eu tuturor bolnavilor multă sănătate, putere de muncă medicilor, multă sănătate și însănătoșire cât mai grabnică domnului președinte Nistor Laurențiu și, în egală măsură, domnului Costel Avram, administratorul public, care este în aceeași situație, domnul Costel Avram fiind internat în spital. De asemenea, pot să spun că tot veste tristă vine și din partea Partidului Național Liberal, care nici în aceste momente de grea încercare, nu, măcar pe ultima sută de metri, ne demonstrează încă o dată că nu mai au omenie. Păi în momentul în care... Omenie. Despre omenie e vorba. De caracter, la fel. Ce să mai spun? Hai să vedem. În momentul în care președintele Consiliului Județean a transmis ieri, prin partea Consiliului Județean, un comunicat de presă că a fost infectat cu acest virus, cu toate că a respectat măsurile de protecție și a explicat starea de sănătate a domniei sale, ulterior au ieșit cu comunicat de presă, inclusiv pentru domnul administrator public. În momentul de față, în cadrul Consiliului Județean, nu sunt aleși vicepreședinții. Atribuțiile președintelui Consiliului Județean ar fi trebuit să fie preluate de unul dintre vicepreședinți. De ce nu sunt aleși vicepreședinții? Pentru că nici până în momentul de față, și mă refer chiar la ultima ședință care a avut loc, colegii, sunt foarte dezamăgită de atitudinea acestora, de la Partidul Național Liberal, nu au fost în stare să desemneze persoana care să-i urmeze domnului Traian Berbeceanu, care a intrat consilier județean, a demisionat din funcția de consilier județean, fiind numit prefectul pentru capitală. Nu e în mod normal următorul pe listă? Poftim? Nu așa era? Nu era următorul pe listă? Era, dar cei de la Partidul Național Liberal ar fi trebuit să trimită propunerea și să depună jurământul. Nu au făcut acest lucru. Este dar motivul pentru care... De ce? Pentru că ei nu fac altceva decât să blocheze. Să blocheze orice instituție, orice demers și apoi am să revin ce au făcut acești domni. Deci, în primul rând, blochează această instituție netrimițând această propunere, iar apoi ieri, în momentul în care au aflat că domnul președinte Nistor este bolnav, au ieșit cu un comunicat de presă, cu mare fast, să anunțe că PSD-ul nu are oameni și că ei vin cu 5 consilieri județeni să nominalizeze propunerea lor pentru funcția de persoană care să ducă atribuțiile Consiliului Județean în calitate de președinte până când domnul președinte Nistor se însănătoșește. Bun, asta n-am văzut-o deci, cu 5, vă întrerup, îmi cer scuze, 5 să nu vă n-am văzut-o cu 5, am văzut că l-au desemnat pe fostul primar al Hațegului, pe domnul Goia, parcă. Eu vreau să spun că Partidul Național Liberal a obținut încredere din partea hunedorenilor 5 mandate în Consiliul Județean față de Partidul Social Democrat 17 mandate plus
președintele Consiliului Județean, adică spre 18. Și vă întreb eu, nu credeți că și-au pierdut omenia de caracter, nici nu mai poate fi vorba? În momentul în care tu vii și jignești 17 oameni, în momentul în care tu vii și jignești toți hunedorenii care au votat masiv, nu doar pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, atenție, atâtea locuri de consilier județean, deci nici nu există comparație. 17 consilieri județeni PSD plus președinte de Consiliul Județean, PNL 5 mandate. Și atunci tu vii și jignești pe toți hunedorenii care au acordat această încredere consilierilor județeni, pentru că sunt oameni capabili, pentru că unii dintre ei au fost deja un mandat și au demonstrat ceea ce au făcut, este inadmisibil. Și aceeași lipsă de omenie, să știți că se simte zi de zi. Am fost foarte revoltată ieri când am văzut acele imagini din spitalul, așa cum l-ați numit dumneavoastră reprezentanții mass media, Spitalul Groazei. Oare, în loc să se ocupe de aceste lucruri mârșave, pentru că sunt lucruri mârșave, așa au făcut și cu guvernarea, în momentul în care cetățenii au venit la vot în 2016 și au votat masiv pentru un partid politic, ce să conducă România 4 ani. În timp de acești patru ani, unii alți parlamentari au plecat și aici am mai spus-o și la dumneavoastră în emisiune și țin să o repet. În afară de pregătirea celor care candidează pentru Parlamentul României, este foarte important caracterul. Pentru că acești oameni care au primit încredere pe listele unui partid, iar după 2-3 luni și-au descoperit brusc afinitatea către o altă doctrină politică, au făcut apariția unor partide satelit și au urmărit doar interesele personale și au contribuit la căderea guvernului dat prin vot de cetățenii României. Au venit acești liberali care într-un an de zile, mi-am notat aici câteva lucruri. Ce au făcut într-un an... Două secunde, înainte de a începe chestia asta, vreau să revenim un pic la ce s-a întâmplat în județul Hunedoara, că până la urmă ideea este alegerile noastre candidați în județul Hunedoara. Ați primit la alegerile locale un număr foarte mare de voturi pentru Consiliul Județean. Eu ieri când am citit comunicatul acela al PNL-ului, repet, nu fac parte nici din partidul pe care dumneavoastră îl reprezentați, nici din PNL, din niciun partid. În schimb, urmăresc activitatea membrilor și a partidelor și a comunicatele și toate astea, pentru că asta mi-e meseria. Dom'le, eu când am văzut comunicatul ăla ieri, pe mine m-a apucat râsul. Adică am stat și m-am gândit așa, bun, trecem și peste campania electorală desfășurată, care mi s-a părut lipsită de idei, lipsită de substanță, lipsită de multe lucruri a celor de la Partidul Național Liberal. Și vreau să spun următorul lucru. Păi de ce ar fi fost atât de grozav candidatul, n-am nimic cu domnul Goia, dar pe el l-am văzut nominalizat. De ce ar fi fost atât de grozav candidatul ăsta de la PNL să conducă județul în lipsa președintelui Consiliului Județean, când el n-a mai candidat la primăria orașului Hațeg, lăsând locul altuia, adică nu văd ce l-ar fi recomandat în afară de voce și talent. Și atunci, din punctul meu de vedere, ca ziarist, am zis, bă, asta este o... Ei încearcă în momentul acesta o lovitură de imagine, de chestii, dar e răsuflată. Adică, cred că ei se plictiseau rău în momentul în care au dat comunicatul ăla, s-au plictisit, am spus eu și într-un live al meu, se plictiseau de număra praful de prin birouri de la PNL și din plictiseală se mai nasc idei câteodată, îți mai puie mintea, ca să zic așa. Acum, că le-a puiat chestia asta, dumneavoastră ați catalogat-o. Eu mă opresc aici. Dar mi s-a părut total, n-a venit comunicatul. A fost o mișcare, eu așa am perceput-o. A fost o mișcare prin care au încercat să-și bată joc de domnul președinte Nistor Laurențiu, dar în egală măsură nu și-au dat seama că își bat joc de zecile de mii de voturi pe care Partidul Social Democrat, pe care domnul Nistor Laurențiu le-a primit ca încredere din partea hunedorenilor. A primit Partidul Social Democrat pentru a conduce 4 ani Consiliul Județean Hunedoara. La scorul obținut de Partidul Național Liberal ar fi trebuit
să coopereze. Dar nu se vede așa ceva. Și pentru că vorbeam de județul Hunedoara, dați-mi voie, așa cum au luat guvernarea abuziv de un an de zile și să ne punem cu toții mai multe întrebări. Ce au făcut într-un an de zile pentru județul Hunedoara? Ce au făcut într-un an de zile? Păi într-un an de zile, domnul Orban a fost de două ori aici în județul Hunedoara, în campanie electorală. Într-un an de zile, doamna viceprim-ministru a fost în județul Hunedoara tot în campanie electorală. Domnul ministru al fondurilor europene a fost în județul Hunedoara în campanie electorală. A trecut pe aici sporadic cumva și ministrul sănătății atunci când fostul prefect a numit, a schimbat conducerea spitalului județean, o persoană care după câtva timp și-a dat demisia, o persoană controversată din ceea ce am văzut în aparițiile din presă, ulterior au fost nevoiți să aducă conducere militară, creând tot acel haos la spitalul județean și a făcut apariția așa în trecere și ministrul sănătății. Avem reprezentant al guvernului din județul Hunedoara și la CEH nu sunt rezolvate problemele, cei de la Mintia protestau în momentul în care toți acești mari lideri care conduc guvernul României treceau pe aici prin județul Hunedoara, nimeni nu i-a băgat în seamă. Bradul, nici în momentul de față, n-a primit un răspuns din partea guvernului României și este pentru prima dată după vremea Partidului Democrat Liberal, care, apropo, foarte mulți din PDL sunt acum în PNL la guvern. Deci de pe vremea lor, când brădenii au făcut greva foamei pentru căldură, nu s-a mai întâmplat ca anul acesta să nu se primească încă acest sprijin. Persoanele încă? Care... Adică mai așteptați, mai păi, sperăm brădenii? Mai sperăm, dar nu știu dacă există șanse. Persoanele care se ocupă de îngrijirea persoanelor cu dizabilități, pe plata de asistență socială, nici în momentul de față n-au primit sprijin din partea guvernului. Au făcut demersuri primarii noștri în Uricani, la Brad, în săptămâna trecută am fost într-o altă emisiune televizată cu domnul primar al comunei Hărău, care mi-a spus de 3 luni n-a mai plătit această categorie de oameni care ei și-ar dori să muncească, dar nu pot, pentru că au un membru în familie bolnav. Ce să vă mai spun? Au trimis 1280 de tablete în județul Hunedoara pentru copii, pentru învățământ online, în condițiile în care în județul Hunedoara era nevoie de 3.000 de tablete. A făcut mai mult biserica, episcopia. Acești oameni pe care tot guvernul în momentul de față încearcă să le pună pumnul în gură, deci episcopia Deve și Hunedoara, numai la noi în județ, prin implicare au dat 250 de tablete. Păi și aici au venit și au făcut discriminare. Ei, în loc să se ocupe de aceste probleme, pentru că, repet, avem reprezentant al guvernului aici din județul Hunedoara. Ei ce fac? Își bat joc de voturile hunedorenilor, încercând să vină cu astfel de propuneri, jignind toți hunedorenii care au votat Partidul Social Democrat, jignind pe cei 17 consilieri ai Partidului Social Democrat. Eu felicit unitatea echipei Partidului Social Democrat. Din partea PSD a fost propus domnul Țamba Alin, care a fost și la un moment dat nominalizat preferință de domnul președinte Nistor Laurențiu pentru funcția de vicepreședinte. Alin Țambă a câștigat încrederea majorității consilierilor județeni și va prelua atribuțiile președintelui Consiliului Județean. Îi urez succes și sunt convins că își va da toată silința pentru ca lucrurile să fie foarte bine gestionate până la întoarcerea președintelui Consiliului Județean. Și alături de Alin, sunt convinsă că suntem toți colegi, colege, dar în special oameni cu multă experiență, așa cum este și colegul de platou, domnul Florin Alba, căruia vreau să-i mulțumesc din tot sufletul pentru toată implicarea, nu numai din campania electorală, pentru că la Băcia, Florin este în fiecare zi în campanie electorală prin faptele foarte bune care le face pentru cetățeni. Da, domnule Alba, sunteți în... studioul Capital TV în calitate de susținător al candidaților PSD. De ce trebuie să voteze hunedorenii în continuare și la Camera Deputaților candidații Partidului Social Democrat, din punctul dumneavoastră de vedere? Cred că sunt o serie de probleme cu care ne confruntăm și în special noi primăriile, UAT-urile. Așa cum preciza și doamna deputat, aș începe în primul rând prin a ura și eu domnului președinte, domnului administrator, persoanelor de pe raza Comunei Băcia care sunt diagnosticate cu acest COVID și nu numai, a tuturor persoanelor multă sănătate.
Problemele cu care ne confruntăm noi ca și primărie, aș începe în primul rând cu asistența socială. Credeți-mă că mă doare sufletul când am văzut și ieri și în fiecare zi aproape sună, pe raza Comunei Băcia avem 23 de astfel de persoane, plus încă 13 însoțitori. Sunt oameni care nu au din ce trăi. Sunt oameni care au problemele care le au și nimeni nu se apleacă asupra acestor probleme. Așteptăm de atâta mare de timp, se tot vorbește de rectificări, de tot felul de rectificări care să vină în ajutorul nostru, a primărilor și automat noi în ajutorul oamenilor. La Băcia este o lună de zile întârziere. Am achitat 3 luni de zile din bugetul local. Nu avem posibilitatea să susținem, să mai susținem, dacă nu suntem sprijiniți, nu mai avem posibilitatea să susținem, pentru că, așa cum v-am spus, 3 luni de zile le-am achitat din bugetul local. Comuna Băcie este angrenată ca și alte comune și alte orașe și alte primării. Este angrenată în foarte multe proiecte unde ești obligat să asiguri cofinanțarea la proiectele respective, motiv pentru care suntem efectiv, așa cum v-am spus, mă doare sufletul când văd acești oameni și văd că nu pot să fac nimic în a-i ajuta. Repet, cu tot ceea ce am putut ca primărie, am fost alături de ei și am achitat atâta timp cât ne-a permis bugetul. Pentru că, vedeți, mai ales la nivelul unei comune, bugetul este destul de limitat. Deci asta ar fi cea mai importantă problemă care ar trebui rezolvată. De ce să votăm candidații PSD la aceste alegeri? Vă mai dau un exemplu și nu vi-l dau pentru a mă plânge, că nu sunt omul care mă plâng, dar Comuna Băcia, cu ani în urmă, a accesat un credit pe o perioadă de 13 ani. Vă dau următorul exemplu, cu o rată lunară de peste 25.000 de lei. Vă dau un exemplu, dar foarte mult la nivel de comună. Vă dau un exemplu, dacă Partidul Social Democrat, prin guvernul care l-a avut timp de 3 ani de zile, nu ar fi dat drumul la aceste finanțări prin Programul Național de Dezvoltare Locală, susținut de parlamentarii județului Hunedoara, de întreg Partidul Social Democrat. Credeți-mă că tot ceea ce s-a făcut ar fi lipsit Comunei Băcia dacă noi, ca și comunitate, nu am fi beneficiat de acest program inițiat, desfășurat de Partidul Social Democrat. Din bugetul local, așa cum am spus, este greu să faci investiții și mai ales de anvergura celor aprobate prin acest program de dezvoltare. Am înțeles. Doamna Natalia Intotero, îmi spuneați că aveți pregătite câteva lucruri acolo despre când v-am oprit la acel moment. Ce au făcut? Ce au făcut cei de la PNL? Păi n-au făcut nimic. Nimic n-au făcut pentru județul Hunedoara concret. Am explicat adineauri și am să insist, chiar dacă ei au un reprezentant al guvernului, de aici, din județul Hunedoara. Laude. Am citit un material de campanie al acestora, că Ludovic Orban vrea să bage gazul în fiecare localitate. Iar vrea ca prima localitate, ca să vedeți că minte, unde o să ducă gazul în județul Hunedoara, să fie Bătrână. Să văd dacă reușește să ducă gazul la Bătrână. Păi vine și ne vinde asemenea gogoș? Cine și cum să-l mai creadă? Deci efectiv sunt penibili. Iar alături de domnia sa îmi pare tare rău, dar este și președintele României. Pentru că eu personal nu l-am votat pe președintele în funcție, dar a câștigat alegerile, aș fi vrut să fie și președintele meu. Dar zi de zi, prin ieșirile publice, în care se delimitează de PSD, de alte partide, ca și cum noi am fi ciumații României, în condițiile în care avem foarte, foarte mulți susținători. M-am întâlnit cu foarte mulți cetățeni, foarte mulți hunedoreni care mi-au spus, Doamne, și pe mine m-a jignit. Dacă eu simpatizez Partidul Social Democrat, înseamnă că și eu reprezint o ciumă? Ce vor să ne termine pe toți? Da, se pare că vrea să aducă dictatura domnul președinte Iohannis cu domnul Ludovic Orban și cu toată ceata penelistă care în momentul de față cu orice
preț, încearcă să câștige puterea absolută. Și acest lucru se vede din chiar și ultimele zile. Aparițiile domnului președinte, apariții disperate. Acum, în timpul emisiunii dumneavoastră, telefonul îmi notifică în momentul în care Guvernul României este în direct. Din nou, declarații ale președintelui. Cine știe pe unde au mai fost, ce să mai inaugureze 10 metri de stradă asfaltată sau un canal reparat, sau pentru că asta se ocupă domnul președinte al țării noastre, se implică puternic în campanie electorală, încălcând flagrant Constituția președintele României. Care deschide piețele, mi se pare. Da, apropo de deschiderea piețelor, de ce nu le-au deschis? De ce le-au închis? Nu, eu am întrebat, dar de când intră în atribuțiile președintelui deschiderea pieței? Păi, vedem că în atribuțiile, așa, în concepția domniei sale, în atribuțiile președintelui statului intră deschiderea piețelor, asfaltarea străzilor și tot ce ține de activitatea guvernului. De ce? Pentru că și-a pus un guvern al lui de oameni incapabili, de oameni care nu știu să gestioneze, și atunci el trebuie să fie și președintele țării și prim-ministru și să fie și ministru pe fiecare domeniu de activitate, dacă se poate. Da, l-am văzut și eu într-o declarație în cursul zilei de ieri, când spunea că își dorește redeschiderea piețelor în următoarele zile. Serios? De ce a fost de acord? De ce nu le-a explicat domnilor de la guvern că nu este o măsură bună? Pentru că el, în ultimele zile, n-a făcut altceva decât discriminare. Ăia sunt buni, ceilalți nu sunt buni. În supermarketuri suntem în siguranță, chiar dacă și în supermarketuri, în momentul în care mergi să achiziționezi chiar și un fruct, pui mâna pe mai multe fructe până când îți alegi ceea ce dorești tu să achiziționezi. Iar acești oameni care își câștigă traiul de zi cu zi, efectiv din munca lor, au fost umiliți cum nu se poate. Și vreau să vă spun că eu personal am întâlnit mulți cetățeni care sunt mici producători și care își desfac produsele în diferite zone ale județului, la Brad, la Orăștie, la Călan, la Hațeg, în Valea Jiului, la Hunedoara, la Deva. Și am întâlnit foarte mulți dintre aceștia care mi-au spus: Doamnă, până acum, noi, să știți că am mai votat cu PNL-ul, să nu-i mai vedem. Ei, nu credeți că domnul președinte nu are informații? În momentul în care și-a dat seama că această măsură nechipzuită, ca multe alte măsuri nechipzuite luate de guvernul Orban, le duce la scăderea puternică în sondaje, brusc, dintr-o dată, și-a făcut apariția și a anunțat că el propune guvernului și solicită redeschiderea piețelor. Da, nu-și dau seama cât de penibili sunt și nu-și dau seama în ce situație au adus țara asta. De aceea, data oare, de... Oare, mă scuzați că întreb, pălăria lui Zoro fi tot recuzită electorală? Ca să mai destindem atmosfera. Da. Bun, eu n-am înțeles de ce este, nici eu n-am înțeles, acum trecem peste toate aspectele, dar n-am înțeles de ce președintele iese și comunică tot felul de chestii pe care ar trebui să le comunice sau primul ministru sau purtătorul de cuvânt al guvernului, în cel mai fericit caz. Adică atribuțiile președintelui sunt strict stabilită de către Constituția României. Nu, pe care nu o respectă, nu respectă legea fundamentală a statului român și a încălcat atribuțiile de mai multe ori și el își dă seama că doar folosindu-se de imaginea sa poate să mai ridice cumva scorul Partidului Național Liberal. Eu simt că este o atitudine care îi răzvrătește pe români foarte tare, pe zi ce trece. Și îmi doresc foarte mult ca românii să participe într-un număr cât mai mare la vot în data de 6 decembrie. În discuțiile pe care le-am purtat cu reprezentanții autorităților locale, primarii s-au pregătit pentru alegeri. Sunt pregătite secțiile de votare, sunt puse la dispoziție materiale de dezinfecție, măști, mânuși, tot ceea ce este necesar pentru ca acest proces electoral să se desfășoare în cele mai bune condiții de siguranță. E foarte important ca să participe la vot cât mai mulți români. Foarte important. Și în momentul în care am spus, nu știu dacă și la dumneavoastră, poate într-o altă emisiune, fiecare tur de alegeri este foarte important. Alegerile locale dau oamenii gospodari, oamenii locului, oamenii pe care tu ți-i alegi pentru următorii 4 ani. Pentru administrația județeană la fel. Este tot un UAT la dimensiuni mai mari pentru întreg județul. Alegerile parlamentare sunt de asemenea foarte importante. De ce?
parlamentarii care sunt trimiși acolo, în București, la Palatul, la sala Palatul Poporului, ei dau guvernul prin votul majorității parlamentarilor. De aceea, pe lângă parlamentari pregătiți pe domenii de activitate, este foarte important caracterul acestora. Și îndemn pe toți funedorenii să analizeze cu maximă atenție listele tuturor partidelor politice, pentru a nu ne mai trezi cu surprize cum ne-am trezit în acești 4 ani. De asemenea, e foarte important pentru că acești parlamentari dau guvernul care ar trebui să fie pentru un mandat de 4 ani. Ne va aștepta un an foarte greu, 2021, poate și 2022, pentru că ceea ce s-a întâmplat în acest an, pe lângă pandemia ce s-a abătut nu numai asupra României, ci a întregului glob, am avut parte, din păcate, de o slabă gestionare cu acest guvern, de oameni care au luat decizii nechipzuite, nu s-au consultat, nu au vrut să asculte părerile specialiștilor. Țara s-a îndatorat foarte, foarte mult. Am citit o știre alaltă ieri că România primește de la instituțiile Uniunii Europene o sumă de 3 miliarde de euro ca un ajutor pentru susținerea în continuare a locurilor de muncă. Dar, de fapt, este un împrumut, tot din presă am aflat. Nu știm cât este dobânda, când trebuie să dăm acest împrumut, care sunt măsurile care vor să le facă concrete. Deci au venit cu, au dat drumul pe piață la această știre, cumva de a impresiona. Repet, foarte mulți bani s-au împrumutat și de aceea e foarte important ca prin votul acordat în data de 6 decembrie și să participe la vot un număr cât mai mare de connaționali, să avem cel mai bun guvern cu specialiști care să țină cont de părerea specialiștilor de breaslă din țările Uniunii Europene, din afara țărilor Uniunii Europene cu care avem o legătură foarte bună și nu în ultimul rând din partea instituțiilor, mă refer aici principalul domeniu care în continuare trebuie foarte bine susținut din punctul nostru de vedere al Partidului Social Democrat este sănătatea. Și să știți că Partidul Social Democrat este partidul care în 2019 a dat cel mai mare buget pentru sănătate de după Revoluție, din 1989. De asemenea, Partidul Social Democrat este partidul care prin legea salarizării unitare a crescut salariile angajaților din domeniul de sănătate, astfel încât s-a oprit exodul medicilor, mai mult, foarte mulți s-au întors din străinătate acasă. Sunt încă multe lucruri de făcut. Pe lângă investiția în partea de infrastructură, dacă nu investești și în calitatea umană, n-ai făcut nimic. Toate trebuie să se îmbine. Și, din păcate, la începutul acestui an, nu vom uita, nici unii dintre noi, declarațiile actualului ministru al finanțelor, care deja avea informații că știa de la președinte, tocmai ne anunțase președintele că va fi un val de acest coronavirus, că pentru ei nu reprezintă o prioritate sănătatea și educația. Și vedeți în ce situație și în ce hal am ajuns. Partidul Social Democrat are această prioritate. Sănătatea, alături de educație, alături de măsuri și programe pentru susținerea mediului de afaceri, pe parte de infrastructură, vorbea domnul primar de Programul Național de Dezvoltare Locală. Două programe au fost, că a fost PNDL 1, PNDL 2, care a adus mult sprijin autorităților locale și ne dorim continuarea acestora prin Fondul Național de Dezvoltare Locală, ce să cuprindă investiții pe 12 domenii prioritare, practic continuarea lucrurilor bune începute de către Guvernul Social-Democrat. Bun. Cu cine ar face PSD-ul alianțe în cazul după 6 decembrie? Este prematur să spunem acum cu cine face PSD-ul alianțe. Foarte important ca Partidul Social-Democrat să obțină cea mai mare încredere din partea cetățenilor români. Dar nu ulterior, vom vedea. Plus 1. Și atunci, ulterior vom vedea. Pentru a face o majoritate. Așa este. Apar în momentul de față și în săptămânile trecute diferite sondaje în care dau că unele partide ar face pragul, alte sondaje dau că alte partide ar face pragul și nu ar face celelalte partide.
De aceea spun că este prematur să se vorbească în momentul de față. Ceea ce pot să vă spun că suntem pregătiți, avem ofertă de guvernare solidă, o ofertă de guvernare care a pornit din teritoriu, de la necesitățile cetățenilor. S-au transmis aceste necesități de la comună, oraș, municipiu, județ, până înspre regiune, până înspre sediul Partidului Social Democrat, pe partea de Consiliul Național, unde avem departamentele pe domenii de activitate, și s-a constituit această ofertă electorală care va fi pusă în practică, asemenea cum a fost pusă oferta electorală din 2016, care a fost îndeplinită în proporție de 90% din ceea ce s-a promis la vremea respectivă. V-am întrebat acest lucru pentru că a existat voci care spun că pe alocuri, cel puțin în OAT-uri, la comune sau chiar și pe la orașe, există înțelegeri tacite între reprezentanții PNL-ului și ai PSD-ului, un mic USL la nivel local, care mie nu mi s-a părut ok. Și vreau să vă întreb cum comentați lucrul ăsta. Păi cum să comentez? La nivel local, fiecare, dacă a avut posibilitatea să-și facă majoritatea, așa cum este la domnul primar Florin Alba, n-a fost o problemă. Acolo unde nu s-a putut face acest lucru, au fost negocieri și au fost până la urmă voturi. Eu știu foarte multe localități din județul Hunedoara, unde alte partide, gen pe lângă USR cu PNL și Pro-România cu PNL, au pus viceprimari acolo unde noi avem, de exemplu, primar. Deci cunosc foarte multe și exemple de acest gen. Este autonomia locală. Până la urmă, să știți că foarte mulți cetățeni care au ajuns consilieri decid ceea ce este mai bine pentru ei dintre variantele care le-au expuse și eu nu cred că în momentul acela se mai ține cont de culoarea politică, ci se ține cont de calitatea omului care vine și este propus în fața colegilor. Am înțeles. Bun, dar asta venea într-un fel în întâmpinarea a ceea ce a spus Ludovic Orban, nu? Că nu se face nicio alianță cu PSD-ul și că cei care vor face astfel de lucruri vor fi drastic sancționați. N-am Eu nu cred că a fost acolo vorba de nicio astfel de alianță, vă spun sincer, cred că a fost votul consilierilor și în egală măsură, da, nu o să uităm niciodată cuvintele domnului Ludovic Orban, cum îi prindeți pe PSD-și, să le rupeți capul, să îi bateți cu parul pe fiecare primar, pe fiecare președinte de Consiliu Județean, pentru că ei asta își doresc, dictatură. Atât domnul Orban, cât și domnul Iohannis și mai nou încă o dată și-au arătat adevăratul caracter membrii Partidului Național Liberal din județul Hunedoara. Am înțeles. Ce vă propuneți pentru județul Hunedoara? În continuare, pentru județul Hunedoara îmi propun foarte multe proiecte care să vină în susținerea problemelor cu care se confruntă hunedorenii. Așa cum în mandatul trecut și în celălalt mandat am avut proiecte care au devenit lege, care au pornit de aici, din județul Hunedoara, prioritatea noastră va rămâne aceeași, fiecare hunedorean. Vom munci în echipă, spre deosebire de alte partide politice. În momentul în care pornim un proiect, acest proiect este discutat, susținut și muncit în echipă, începând de la cetățenii care vin cu această propunere, primarii noștri, ceilalți primari, pentru că am avut o colaborare foarte bună cu toți primarii, indiferent de culoarea politică, și nu în ultimul rând dus acolo în parlamente, de către toți parlamentarii. Între inițiativele legislative pe care le-am avut în acest mandat, aș reaminti alături de colegi vreo 7-8 inițiative legislative pe partea de agricultură, pentru că în județul Hunedoara avem un potențial în continuare pe acest domeniu. De asemenea, legea salarizării unitare, care a adus foarte mult bine, legile pe legea pensiilor, dar și modificarea legii pensiilor, prin care s-a redus pensionarea pentru persoanele care locuiesc 30 de ani într-o zonă cu poluare remanentă, 2 ani de zile, a pornit din Valea Jiului, s-a extins pe tot județul Hunedoara, acolo unde au existat industrie și unde există această poluare remanentă. De asemenea, legea cetăților dacice, care au trecut în administrarea Consiliului Județean, legea prin care personalul de la Smurt a fost luat de către Ministerul de Interne și nici în momentul de față
nu este finalizat. De ce? Pentru că cei de la Ministerul de Interne mai trebuiau să vină cu termenele. O mare problemă este asta. Da, da. Pentru că adică oamenii au rămas cu aceleași salarii mici. Aceleași salarii și ați văzut că unele dintre unitățile administrativ-teritoriale care erau parte din acest proiect s-au retras și le cer și banii chiar și pentru încălțăminte, rușinos, da. În aceste vremuri de grea încercare, când acești oameni depun aceeași muncă și același efort ca și cei care lucrează la Ministerul de Interne. Deci am dat exemplu de o parte din legile care au fost pornite de aici, din județul Hunedoara, la inițiativa hunedorenilor și pe care ne-am zbătut și am susținut ca acestea să fie adoptate. Domnule Alba, în calitate de susținător PSD, ce puteți să-mi spuneți despre colegii aflați pe listele electorale pentru Camera Deputaților, pentru Senat? Iată. Mereu am spus-o și o repet și o voi spune de câte ori va fi nevoie. Partidul Social Democrat are în componență pe lista pentru Parlamentul României, atât Camera Deputaților, cât și pentru Senat, oameni care au dat dovadă, în primul rând, de caracter, așa cum spunea și doamna deputat, este foarte important ca acel om, începând de la primar, președinte Consiliul Județean, deputat, în momentul în care ajunge în acea funcție, să fie și să nu uite de oamenii care l-au ales și care l-au trimis, fie pe fotoliu de primar, fie în Parlamentul României. Candidații PSD au fost alături, și aici vorbesc strict de comunitatea din Băcia, deși au fost alături de întreg județul, au fost alături de noi, de comunitatea din Băcia, fie prin prezențe la diverse acțiuni, fie prin... Să știți că au contat foarte mult. Eu la primul mandat, fiind mandatul 2016-2020, a fost foarte important să ai pe cineva care doar să te aștepte în București și să-ți răspundă la un telefon și să-ți spună acolo este Ministerul X sau e foarte important un om care să-ți fie alături, care cunoaște ceea ce se întâmplă. Bun, acum, hai să-i luăm pe rând de Natalia Intotelo. Nu cred că este cazul să mai vorbim acum că vorbește foarte bine și este în studio. Ilie Toma, iată, numărul 2 pe lista pentru deputați, da? Domnul Toma a fost, până ajunge parlamentar, a fost directorul casei de pensii. Eu vă dau un exemplu legat strict de domnul Toma. Ca director, ori de câte ori, că vedeți dumneavoastră, ca primar vin tot felul de probleme, oameni cu probleme, printre care recalculări de pensii, probleme legate de pensii. Ori de câte ori am sunat pe domnul Toma să primească, să analizeze, să vadă o cerere, o nemulțumire a unui om de pe raza Comunei Băcia, domnul Toma în permanență, poate de multe ori și în afara orelor de program. Domnul Toma a fost alături de noi, ne-a răspuns și dacă a putut să rezolve, a rezolvat problema cu care persoana respectivă s-a confruntat. Vorbim mai departe despre doamna inspector general, doamna Ștefănie la Senat. Iarăși o persoană care a demonstrat în anii în care a reprezentat Inspectoratul Școlar Județean un profesionalism și o implicare foarte, foarte mare și foarte aplecată asupra tuturor instituțiilor de învățământ. Domnul Sălan. Domnul Sălan, care știm cu toții activitatea pe care a desfășurat-o o viață întreagă și implicarea în Parlamentul României în primul mandat a dânsului. Deci, din punctul meu de vedere, susțin și îndemn locuitorii Comunei Băcia, așa cum au avut și au încredere în mine, să aibă în continuare încredere și în parlamentarii pe care Partidul Social Democrat îi propune și care vor fi în Parlamentul României, care vor reprezenta județul cât și UAT-ul Băcia. Am înțeles. Din partea parlamentarilor PSD, de exemplu Băcia, ce sprijin a avut? Cum să vă spun? Nu pot să spun că a fost un sprijin. Repet, acel program PNDL, dacă bine mi-aduc aminte... Bun, ăla a fost inițiat de către PSD. Dacă îmi permiteți, pe lângă acel program PNDL 1 și PNDL 2,
De foarte multe ori, domnul primar a venit și mi-a adus la cunoștință o problemă cu care se confrunta de mulți ani Comuna Băcia, așa nume statutul CFR. Este un proiect de lege la care noi am lucrat de mult timp, având un număr însemnat de cetățeni care muncesc în acest domeniu, plus situația locuințelor care aparțin de acest domeniu. Și ne-am consultat, ne-am sfătuit, am consultat legile, a făcut demersuri, a fost insistent, așa cum i-am spus că trebuie să fie un primar, să fie insistent, și a reușit un mare lucru, ceea ce nu s-a reușit până acum. O să explice domnul primar, este vorba despre o dorință de foarte mulți ani a locuitorilor de la blocuri. Este vorba de patru blocuri, însumând 48 de apartamente. Apartamente care au fost cumpărate de către angajații CFR-ului undeva în urmă cu 15 ani. Documentul care a fost încheiat între CFR și proprietarii acelor apartamente, practic nu a existat un contract de vânzare-cumpărare. Am făcut toate demersurile, începând de la... Și oamenii cum au dat banii atunci? Exista ca un proces verbal de predare-primire, făcut la un notar, dar nu erau intabulate, nu erau... Era totuși un scris în formă autentică. Exista un document prin care s-a autentificat la notar, într-adevăr, dar nu erau intabulate. Acei oameni, practic, nu puteau să-și vândă acea locuință dacă doreau să o vândă. Sau... Aceste demersuri au fost cu mare, mare greutate susținute de către parlamentarii județului Hunedoara, cu care am umblat împreună, așa cum spunea și doamna deputat, văzând legile, cum ne permite legea, mergând la Ministerul Transporturilor, la București. În discuții cu cetățenii din Băcia, care sunt procedurile pe care trebuie să le fac. Și după 2 ani de zile de umblat și de trudă, cetățenii Comunei Băcia, respectiv oamenii care dețin aceste apartamente, au intrat în posesia acelui titlu de proprietate, locuințele fiind intabulate și cu contract de vânzare-cumpărare, cu absolut toate documentele necesare. Era o dorință foarte mare a cetățenilor comunei și ori de câte ori mă aflam în zonă, îmi spuneau oamenii: Doamnă, vom mai trăi să vedem și această dorință îndeplinită. Vedeți, prin muncă în echipă, perseverență, cooperare, comunicare, lucrurile se pot rezolva în folosul cetățenilor. Dacă ar fi să faceți un pronostic pentru 6 decembrie, care ar fi acela în județul Hunedoara și de ce nu și la plan național, pe plan național, în funcție de scorurile pe care le vor la partidă? Aș dori să obținem cea mai mare încredere a hunedorenilor, așa cum ne-a acordat și până în momentul de față hunedorenii au analizat și au decis ceea ce au considerat că este mai bine pentru județ. Desigur, indiferent de opțiunea hunedorenilor, că vom fi noi votați, că vor fi alte partide votate de asemenea, vom fi parlamentari pentru toți hunedorenii. Așa am făcut de fiecare dată și așa fac toți colegii noștri, primari, indiferent de încrederea pe care o obțin din partea cetățenilor în momentul în care s-a încheiat scrutinul electoral și câștigă mandatul sau recâștigă mandatul, sunt primari, suntem parlamentari pentru toți hunedorenii, indiferent de culoarea politică. Am înțeles. Sunteți optimiști în ceea ce privește scorul electoral? Eu sunt optimistă din punctul acesta de vedere. Mi-aș dori ca anul 2021 să ne aducă din nou zâmbetul pe buze, zâmbetul în priviri, să văd din nou oameni fericiți, pentru că, din păcate, în aceste vremuri de grea încercare, văd și simt foarte multă tristețe. Și dacă această tristețe mai este accentuată și de răutatea politicienilor, așa cum am simțit în ultimele zile și în cursul zilei de ei, această răutate din partea Partidului Național Liberal, mă refer la reprezentanții acestuia de aici, din județul Hunedoara, este foarte grav. Pentru că, am spus, în afară de pregătire, în politică este foarte important să ai caracter și să ai omenie. Da. Este gestionată bine situația din sistemul sanitar în
țara noastră în momentul ăsta, în ceea ce privește această pandemie, deși nici epidemie n-a fost declarată. Se puteau face mai multe, așa cum a spus și noastră, nici epidemie n-a fost declarată în condițiile în care la nivel mondial a fost făcut această... Ați văzut imaginile cu spitalul din Reșița? Da, da. V-am îngrozit. Nu. Și scuza managerului de acolo că aceste lucruri există, sunt și în alte spitale. Domnul Simeon, toți cei care ajung pe aceste funcții de manager de spital, primar, președinte de Consiliul Județean, ministru, secretar de stat, parlamentar, toți trebuie să conștientizeze că sunt acolo unde sunt ca martiri. Nu au voie să spună, nu pot, sunt obosit, nu mai rezist. Nu te-a obligat nimeni să mergi. Corect. Dacă te-ai dus acolo, trebuie să dai tot ce poți tu mai bun. Iar managerul de spitale, bineînțeles, tu ți-ai dorit să fii, tu ai participat la concurs. Exact. Trebuie să fie 24 din 24 de ore. Este foarte greu, nu este ușor. Dar dacă nu există și acea implicare sufletească, acel sens al umanității, acea omenie de care vorbeam, lucrurile și oamenii vin tratați ca roboții și nu este în regulă. Deci nu îmi doresc să mai văd astfel de imagini că ar mai exista undeva în țară, indiferent de loc, și îmi doresc că o implicare din partea factorilor de decizie, o mult mai multă implicare, pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, am tot fost avertizați de acest val 2. A trecut perioada anotimpului călduros, perioada de vară. Trebuiau luate decizii în consecință. Ne pregătim cu mai multe paturi la ATI, ne asigurăm că stocurile de medicamente sunt în regulă. Să știți că am vorbit cu persoane care suferă de forme mai ușoare de COVID, și care în prima fază au primit și ei tratament acasă. Cu dificultate și-au găsit medicamentele recomandate de medici. Și foarte scumpe. Păi un om care este bolnav și care trebuie să meargă pe la 2, 3, 4, 5 farmacii, da, are toate măsurile de protecție, dar vă dați seama cum e starea de sănătate. Da. Și să nu-ți găsești medicamente. A, nu mai spun, tot o știre apărută ieri de la București de această dată, când am văzut o coadă a oamenilor care au stat 3 ore la Institutul Cantacuzino, pentru că s-a spus că cei de la Institutul Cantacuzino au dat un înlocuitor al polidinului, un medicament care ajută foarte mult la creșterea imunității. Vieții oameni s-au dus cu noaptea în cap să se așeze la coadă și într-un final stocul a fost epuizat și au început să se certe între ei că unul a reușit să ia o cutie, altul două cutii, altul a stat vreo 3-4 ore în frig și n-a mai luat niciun medicament. Este normal așa ceva? Ei, vedeți noastră, aici ar trebui să fie preocuparea Partidului Național Liberal aflat acum la guvernare. Aici, nu precreare de răutăți, de jigniri și doar de a acapara puterea în ciuda faptului că nu au primit această putere prin vot din partea hunedoienilor. Iată, ne ajungi la final de emisiune. Ce le transmiteți celor care s-au uitat la noi până în acest moment? Doamna Intotaro. În primul rând, da, transmit tuturor multă sănătate. Sănătatea este cea mai importantă comoară a fiecăruia dintre noi. În egală măsură, vă rog, ca în data de 6 decembrie, să participați într-un număr cât mai mare la vot. Fiecare dintre dumneavoastră ați avut posibilitatea să analizați cum a fost în țara noastră, cum a fost în județul Hunedoara, în vremea când PSD a fost la guvernare și în vremea când partidele de dreapta au fost la guvernare. Dumneavoastră aveți puterea de a decide. Vă așteptăm într-un număr cât mai mare, pentru că știu că dumneavoastră întotdeauna ați dat direcția bună a județului și a țării. Vă doresc încă o dată multă sănătate și să ne vedem cu bine și după data de 6 decembrie. Un alb scurt, 30 de secunde. La fel aș dori și eu în prima fază să le urez multă sănătate. Sărbători fericite, pentru că ne apropiem de marea sărbătoare a nașterii Domnului Iisus Hristos. Îi îndemn
ca în data de 6 decembrie să fie alături de mine și de Partidul Social Democrat și de parlamentarii propuși de Partidul Social Democrat. Voi rămâne același primar aplecat asupra tuturor problemelor, indiferent că m-au votat sau nu m-au votat, că discutaserăm această chestiune. Sunt primarul atât a celor care m-au votat, cât și a celor care nu m-au votat. Vă mulțumesc pentru prezența în studioul Capital TV. Stimați telespectatori, Natalia Elena Intotero, candidat PSD pentru Camera Deputaților și deputat PSD în funcție, și domnul Florin Alba, susținător al listelor de candidați ale Partidului Social Democrat, a fost invitat în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon. Înainte de a vă mulțumi tuturor atenție, dați-mi voie să vă doresc succes în 6 decembrie, mulțumim, așa cum o fac tuturor candidaților. Încă o dată, stimați spectatori, mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu Capital TV. Numai bine!